Să te faci așa. Nu înțeleg.
plus. Și orice greșeală a săvârșit el prin cuvânt, cu lucru sau cu gândul,
Doamne Dumnezeu bun și iubitor de oameni, iartă! Dumnezeu să fie! Că nu este om care să fie viu și să nu greșească, numai Tu singur ești fără de păcat. Dreptatea Ta este dreptatea Ta și cuvântul Tău este adevărul. Că Tu ești învierea, viața și odihnat, sufletului adormitului robului Tău, Ioan, în numele presbiterul și fratele nostru, Ție se lavă înălățăm împreună și celui fără de început al Tău, Părinte, și prea Sfântului și Bunului, și viață Făcătorului Tău, Duh, acum și pururea, și în vecii vecilor. Amin. Cu Sfinții odihnește Hristoase, sufletul adormitului robului Tău, unde nu este durere, nici întrisoare, nici suspin, ci viață fără de sfârșit. Fericitată, bine, veșnică, odihnă de Doamne, pentru adormitul lor Dumnezeu împreună a prozbite, fratele nostru și fie slavă înălțăm, Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, acum și pururea și în vecii vecilor. Eparhia noastră și de 9 ani de zile în demnitatea de protopop al protopopiatului s-a scutiat acum,
se înalță către, cu sufletul către cereștele locașilor, iar cei care doriți să-L însoțiți în rugăciune în cele câteva zile care au mai rămas, vă anunțăm că în seara aceasta la ora 19 și mâine seară la aceeași oră 19 vor avea loc slujbele stâlpilor, însoțite până la miezul nopții de rugăciuni continue și neîncetate pentru sufletul Părintelui Ioan. Iar vineri la ora 8:30 dimineața va avea loc liturghia darurilor manente sfințite, pentru ca la ora 10 să-L întâmpinăm pe înalt preasfințitul Părinte Arhiepiscop Ioachim și la ora 10:30 să înceapă slujba propădirii și punerii în mormânt a trupului Părintelui Ioan. Acum, în cele ce urmează, o să vă invităm la biserica unde am slujit timp de 34 de ani și acolo o să-L depunem în Sfânta Biserică și o să continuăm slujbele care se fac și pe care le-am menționat. Rugați-vă alături de noi și de familia Părintelui în această perioadă, astfel încât sufletul Părintelui, după ce trupul ostenit de atâta durere și suferință, iată și a plătit obșească datorie strămoșească a morții, iată acum își înalță sufletul la cer și să o facem împreună cu Părintele, însoțindu-L cu rugăciunea și cu pomenirea Lui Pioasă în gândurile noastre. Dumnezeu să-L ierte și vă așteptăm aici la Biserica Parohiei Pâncești, unde Părintele a și slujit și iată acum va fi însoțit de noi rugăciune. Doamne ajută și Dumnezeu să-L ierte. Binecuvântat este Dumnezeu nostru, totdeauna, acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Aleluia, 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 aleluia. Aleluia, aleluia, aleluia.
face prin adâncul înțelepciunii, cu iubirea de oameni toate le chivernisești. Și ceea ce este de folos tuturor le dăruiești. Unule, ziditorule, odihnă, Doamne, și sufletului adormitului robului Tău. Înspre Tine nădejdea și-a pus, spre Făcătorul și Ziditorul și Dumnezeul nostru. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, și acum și pururea și în vecii vecilor, amin. Pre Tine zi și liman te avem și rugătoare bine primită către Dumnezeu, pe care le ai născut născătoare de Dumnezeu nenuntită a credincioșilor mântuire. Mântuiește-ne pre noi, Dumnezeule, după mare mila Ta, ne rugăm Ți, auzi-ne și ne miluiește. Doamne, miluiește! Doamne, miluiește! Doamne, miluie! Miluiește! Ne rugăm pentru odihna sufletului adormitului robului Dumnezeu Ioan, protopresbiterul fratele nostru, și pentru ca să-i se ierte lui toată greșeala cea de voie și cea fără de voie. Doamne, miluiește! Doamne, miluiește! Doamne, miluiește! Dumnezeu, Tată, de sufletul lui, unde drept se odihnesc mila lui Dumnezeu, împărăția cerului și iertarea păcatelor lui. De la Hristos, împăratul cel fără de moarte și Dumnezeul nostru, să cerem Domnului să ne rugăm. Doamne, Doamne, miluie, miluiește! Dumnezeul duhurilor și atot trupul, care ai călcat moartea și pe diavol ai surpat și ai dăruit viață lumii Tale, însuți, Doamne, odihnește sufletul adormitului robului Tău, Ioan, protoprezbiterul, fratele nostru, și-l așează în loc luminat, în loc binecuvântat, în loc cu odihnă, de unde au fugit durerea, întristarea și suspinul. Și orice greșeală ce a săvârșit el, prin cuvânt, cu lucru sau cu gândul, ca un Dumnezeu bun și iubitor de oameni, iartă-L, Doamne, Dumnezeu să ierte. Căci nu este om să viețuiască, să nu greșească, să nu păcătuiască, doar Tu singur ești fără de păcat. Dreptatea Ta este dreptate în veac și cuvântul adevărul Domnului să ne rugăm. Doamne, miluiește! Că Tu ești învierea și viața și odihna sufletului adormitului robului Tău, Ioan, protoprezbiterul, fratele nostru, Hristoase, Dumnezeu nostru, Ție slavă înălțăm! Împreună și liber de început al Tău, Părinte și preasfântului și bunului, de viață Făcătorului Tău Duh, acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Sfinții, odihnește Hristoase, suflet.
înțelepciune drept să ascultăm Sfânta Evanghelie, pace tuturor și Duhului tău. Din Sfânta Evanghelie de la Ioan citire. Slavă ție, Doamne, slavă ție. Să luăm aminte. Zisa Domnul către iudei care veniseră la el. Adevărat, adevărat, zic vouă, cel ce ascultă cuvântul meu și crede cel care m-a trimis pe mine, are viață veșnică și la judecată nu va veni, ci s-a mutat din moarte la viață. Adevărat, adevărat, zic vouă, că vine ceasul și acum este, când morții vor auzi glasul Fiului lui Dumnezeu și cei care vor auzi vor învia. Căci precum Tatăl are viață în sine, așa i-a dat și Fiului să aibă viață în sine. Și i-a dat putere să facă judecată, pentru că este Fiul omului. Nu vă mirați de aceasta, că vine ceasul în care toți cei din morminte vor auzi glasul Lui. Și vor ieși cei care au făcut cele bune spre învierea vieții, iar cei care au făcut cele rele spre învierea osândirii. Eu nu pot să fac de la mine nimic precum aud judec, dar judecata mea este dreaptă, pentru că nu caut voia mea, ci voia Tatălui meu care m-a trimis. Slavă ție, Doamne, slavă ție! Ești umbierea și viața și odihna adormitului robului tău Ioan, Spodopresbiterul fratele nostru, Hristoase, Dumnezeu nostru, și ție slavă înălțăm împreună și fără de început, și la Sfântului și Bunului și viața Vădătorului Tău, amor și purea și vecii, vecii pomorem. Amin. Dumnezeu să-L ierte. Oh.
trăit de pe ei în urgia lui, drumălirea lui va turbura pe ei, iar eu sunt pus împărat peste de el, peste Sion, muntele cel sfânt al lui, vestind porunca Domnului. Domnul a zis către mine, fiul meu ești tu, eu astăzi te-am născut. Cere-te la mine și îți voi da neamurile moștenirea ta, stăpânirea ta, oamenile pământului. Te vei paște pe ele cu toiale în cer, și pe vasul olarului te vei strobi.